Opa! Avem iubiți virtuali, adică perversi? Tanti știe? Nu, adică nu e niciun iubit virtual. A, e real perversul? Nu e pervers, adică nu e iubit. Păi și atunci de ce-i trimiteai pupici? Că eu sunt real și mie nu mi-ai dat niciun pupic. Și nici nu o să-ți dau niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Ca când au auzit, tantita, cu ce pervers te cetuiești, dar ce zic eu te cetuiești? Că ăștia e sex virtual. O să mi te dea de nevastă instantaneu, ca să te pierzi. N-ai nicio dovadă. Dai diu de mes al ăla? Degeaba l-a spus, că l-am filat deja, îl știu. Da, să zicem că pentru un pupic l-aș putea uita. Mârlane, mă șantajezi? Da, de dragoste. Nu-ți dau nimic, că tanti și așa nu se pricepe la calculatoare. Corect. Da, ajunge să-i zic doar iubărețul 69 și să-l lămurește. Mârlane, te lasă pe tine inima să-i faci așa ceva secretarei tale favorite, adică eu? Nu. Da, din păcate nu inima comandă. Știi, la ființele astea erudite așa ca mine, comandă creierul. Și ala mă lasă. Ba chiar mă obligă, că zice că asta e singura modalitate să capăt un pupic. Făceara-i Alzheimer. Da, dacă-ți dau pupicul ăla, uiți ID-ul? Pe loc, ca un moș sclerozat. Sigur? Un erudit nu-și permite să mință o doamnă. Și doar am stabilit că sunt un erudit. Ha? Hai, cu curaj! Ah, cădeți, infame ziduri! Iubita mă iubește! Mârlane, lasă teatru și... Opa, l-ai citit și bătăluță pe... expiră asta? Nu zici că suntem amândoi erudiți? Mârlane, lasă vorbăra aia și promitem că uiți așa cum ne-am înțeles. Am și uitat deja. Sigur? Verifică-mă dacă nu crezi. Care e ID-ul? Nu mai știu. Vezi? Eruditul erudit și un put de gol. Ca să nu zic vorba aia. Ce dragi de-a mea azi, bă, pupă, dar am ajuns să trăim în blături ca porcii? Păi dacă 50% dintre noi chiar sunt, bine, persoane de față se exclud. Da, chiar nu spală nimeni casa asta vasele? Păi cine, mă, Chiorete? Că noi suntem ocupați, că avem serviciuri serioase. Mârlanu are alergie la apă și mai nou, Gogoașă își caută servicii. Ce face, mă? Ce face? Pierde vremea că nu o să-l angajeze nimeni. Ia zi-mă ce ai făcut. Nimic. Eh, poftim, ce ți-am zis? Lasă-l, bă, moasa de cirbit și treci la vase, bă. Că-și dăm noi un 50 de cheltuială acolo. Nu, nu, că dacă devin menajer îmi pierd demnitatea. Și nu se mai uită nicio gacică după mine, da? Gogoașă. Demnitatea ți-ai pierdut-o de la naștere, mă. Când ai acceptat să ieși din cine ai ieșit. Hai, treci la vase, că este ultima ofertă pe care ți-o mai facem. Fii atent, că angajăm pe altcineva și pierzi și jobul ăsta. Și o să ajungi să cânti la metro ca urolaci. La metro cântă numai profesor de conservator și solist de filarmonică. Și fac și o grămadă de bani. Serios? Da. De unde știi? Păi la ce șpăgi am auzit eu că dau ca să nu-i salte de acolo, sunt convins că câștigă mai mult ca mine. Ia uite, bă, și eu nu m-am gândit la asta. Mamă, și-am și școala populară de artă. Știu să cânt la chitară. Gogoașă, tu n-ai banii să intri la metrou, dar rămite de chitară. Chiar așa, păpăzel. Ia dă tu la băiatul 100.000, că altfel îi spun numai mica că vrei să o pui să spele vasele. Ce face? Dar nu e adevărat, eu n-am zis așa ceva. Și pe cine o să creadă? Pe mine, fisul sau pe tine? Hai că mă mănâncă palma. Ce mănâncă?
Mersi, bă. Și stai liniștit că ți-i dau înapoi după ce încasez. A? Dar lui ăsta de ce nu-i ceri? Hai, că te găsește, drăși. Chiar așa, chiarete. Ia dă și tu, ca să am cu ce să mă întorc acasă. Mă, și mă mănâncă palma astăzi, bă, frate. Ia, mă, te rog. Noroc, bă. Ah, fițăr plunțul, dracu, cinte zoiule. Bună. Ce vrei, mârlane, o palmă de dimineață? Sărutul ce mi s-a cuvine. Sau vrei să-i zi lui tanti, tata, iubărețul și ei nouă? Păi n-ai zis, mă, ieri că ai uitat? Am zis ieri, dar ieri am uitat, azi mi-am adus aminte, că azi e altă zi. Deci, trebuie să mai mă pup eu odată. Nemernicule! Mai subțire cu jignirile, că dacă mă enervez te pup, mă pup de două ori. Păi ritmul ăsta o să mă pui să te pup zilnic. Ah, parcă faptul că ești erudită mai e și perspicacă. De fapt e și normal că am și o valoare, nu? Mă pup cu oricine. So, azo, deci, prestez sau o sunt pătagita? Ok, dar măcar închide ochii să nu-ți mai văd privirea de taurin în călduri. Ah, sărutul tău e ca... e ca... ca cafeaua, ca ciocolata, ca... Dar pe aștept ziua de mâine să ne pupăm iar! Aștepți degeaba, că nu o să te mai pup, că dacă află iubitul meu... Perversul? Deci există? Nu e pervers, e... e... e rocker. El e. Iu! Ce lățosul ăla și călaliz, vaca? Da, lățosul ăsta. Și dacă îi spun ce mă pui să fac, vine aici cu gașca de biker și te rupe. Să ne bunim, de unde mă rupe? De cât îți place ție lățoși de ăștia? Din totdeauna, fraiere, ador să mă plimb pe motocicletă cu pletele în vânt și lipită de țoalele lor de piele. A, dracu, păi de ce n-ai zis voi până acum? Că dacă am piele să brac un elefant, auzi, să capitonezi vreo trei tramvaie. Astea ție, astea mie și astea ție, mărlane. Ce faci, mă? Spală naibii farfuriile, că n-ai sclavi! Nu-i nevoie, că eu link pacurea de marmure nimic. Ah, exact din aia a mâncat și măsa lui Gogoașă. Și tot așa a spălat-o. Cu același detergent. De ce n-a spălat-o Gogoașă? Că și că fiindcă nu mai vrea, că s-a boierit. Își capă cirviși, bă? Să vezi ce farfurie în cap îi spargi eu! Bă, tu nu ies dreaba la cap? Îl omor pentru o amărâtă de farfurie nespălată? Cum să-l omoră, bă, că din ul am atins, fite treabă! Mărlane, tu minți organul că-ți duc cu oameni de cât ești de mare! Guagule, zi, bă, te-a lovit, eu uitat! Nu mai dați, nu mai dați, promit că nu mai cânt aici! Jur, promit că nu mai cânt! Stai, nu faci aici! Nu mai dați, promit că nu mai cânt! Promit! Dar ce-i pățit, bă? Voi erați! Gândeam că sunt de la metro, că m-au energat până aici! Bodyguardi? Tu intri la metro fără bilet? Că-ți drăpu oameni dacă te ești de mare? Nu, deșteptule! Interlopii care fac legea acolo m-au luat la omor că am făcea mai bună și că le eclipsesc cântărețe. Păi dacă ai voce așa bună, de ce nu te lansezi, mă, în muzică? Scoți un CD și ești... Păi are ăsta pârlit, ăsta bandă CD, pupăză! Mie să nu-mi ceri! Nici mie! Mi-a pus să încer, bă, că eu oricum l-am. Mărlane, ce-i cu tine? Te pregătești de Halloween? Nu, dragă, ăsta e nou meu muc. Ăsta, look. Dacă vrei să vezi un biker adevărat, uite-te la mine. Ha? Îți place?
Tot neamul meu a fost de biker, din tată în fiu, dar n-am vrut să spui la nimeni. M-am afișat că am și o prestanță, o aroganță de președinte de club. Și te pomenești că hârbul ăla de motocicletă de la intrare e al tău? Ce cât, dragă, ai motocicletă de colecție, m-o s-o toma de la Timișoara. De la Timișoara? De ce? Că centre de colectare a fierului vechi găsești în București, Căcălău. Acolo e clubul bikerilor ăștia, care e colecționar, vinde ei motociclete. Acolo sunt motocicletele scumpe. Da, dar se terminaseră până să vii tu și n-ai mai prins decât râșnița de cafea. Nu mai vorbi, să vezi când o să simți între picioare. Mai mărlane! Când o să simți motocicleta, puterea motorului, aia zic, nu o să mai zici așa. Da, acum rămâne între noi. Ăsta e ca un secret, așa că sunt biker, că nu vreau să aflu toată lumea. Da, da, și chestia cu iubărețul 69 rămâne tot secretul nostru, așa, între noi? Da, acum că avem secrete împreună, parcă devenim de ce în ce mai intim, Sofica! Ce vrei, mârlane? De ce m-ai chemat? Să-mi dai popicul. Păi n-ai zis că chestia rămâne secretul nostru și nu mă mai șantajezi? Păi nu te șantajez, fată. Vreau să te pup așa, prietenește, ca între biker, ca așa să pupă bikerii între ei. Chiar și bărbații când se întâlnește și mai fac și chestia asta. Mârlane, mă sufoci! Știu cu dragostea mea de biker pasional, că așa e bikerii pasionați. Da, nu sunt bikeriță și nici nu vreau să devin. Zău, da, iubitul ăla după net știe? Păi vezi, o să-mi fie greu să ții secretul ăsta. Trebuie să mă convingi. Păi simt mătreața ăsta, dulceața și pămplexicul ăsta. Uite, fată, ce super miroase! Și nici nu sunt așa scumpe. Noi dădăm banii pe la magazine de fițe. Ia zi, nu ți-ai și tu? Asta mai îmi trebuie. După ce că abia mai scap de obsedația de la birou să mă dau și cu parfumuri exotice, or să crede că o fac special ca să-i stârnesc. Bună vere, cu ce ocazie! Iar te-a trimis mătușica să dormi la Teo? Fata, am venit să rog să-mi dai și mie adresa unui studio de înregistrări. Că vreau să-mi scot și un CD. Hai că știu că tu ai vrut să te faci cântăreață. Gogoașe, CD-ul costă. Câți bani ai? Păi asta e, că nu prea am bani și de-aia apelez la tine. Gogoașe, nici eu n-am, că am investit într-o afacere cu cosmetice. Și astea sunt foarte scumpe. Dar uite, dacă mă ajut să le vând, îți dau un comision așa, ca să strângi banii. Pentru ce bani? Ia, da, bine, mersi. Și dacă le vând pe toate astea, o să-mi ajungă banii de CD? Nu știu, dar dacă îți mai trebuie, îți dau eu restul. Faci tu asta pentru mine? Normal, doar suntem neamuri. Dar am și o rugăminte la tine. Scapă-mă-și pe mine de mârlanu, măcar câteva zile, că m-am săturat să mă agreseze cu avansurile lui. Păi și cum să te scap, măi, fată, că e mai nomilă ca mine? Ascultă-mă, vezi că și-a luat un jaf de motor. Fă ceva la el să nu mai pornească, că sigur o să stea să repare la el o lună. De fapt, mai până citește cartea tehnică trece luna. Da. Mersi de pont. Hai, grăbește-te, că deja am vorbit la studioul de înregistrări. Hai! Deja? Da. Mersi! Yes! Mai bădița, bădișor, și uite așa să joacă fata și la strunga și la dreapta și la deși înapoi, mai bădița, mai Sofico, dacă nu te spargă acum să revoresc. Ha!
Fiu Sofico! Cum dai bani? Sorry, Mărlane, dar ta, ce de sacrificii. Sofico, cazul e rezolvat. Mărlane, ce-i cu tine? Am rămas fără frâne la jafura de motor. Motorul de la autobuz care s-a armat fără frâne și a intrat în mine. Aha! Cum m-a făcut? Păi da, și de ce nu ești la spital? Că te văd avariat serios. Sunt, am plecat să-mi primesc pupicul. Că eu n-aș sta o zi fără pupic, nici mort n-aș. De fapt, nu unul, merit doi, că am venit din spital. Uite așa, în convalescență m-am deplasat până aici. Merit, nu? Hai, dă-mi un pupic, Dai? Dau! Sărutul tău pentru mine chiar și pe hârtia asta e ca moarea de varză, ca fasolea bătută, ca ciolanul fiert, ca... Ești o... Calmează-te odată că până la urmă o să găsești o modalitate să scap de el. Găsesc pe naiba! Cum să faci un mârlan să nu mai fie mârlan? Bună, fericeara mea, evita. Am venit să... Ai venit degeaba, că tot n-ai rezolvat cazul și m-ai lăsat cu un flatul ăla pe cap. Eu m-am stresat și nu mi-am mai ars să mă ocup și de problema ta. Dar cum n-a rezolvat cazul fata? Că l-am văzut cu ochii mei când s-a înfipt în autobuzul ăla. S-a înfipt degeaba, gogoașă, că asta nu l-a împiedicat să vină la birou, chiar și așa plin de bandaje să mă hărțuiască. Păi și ce vină am eu? Ai, că trebuia să-i spui ăla cu autobuzul să dea și în spate. Și iar în față, și iar în spate, și iar în față, și iar în față, și iar în spate, și tot în față, și în spate. Bine, mamă, Rutule, te ajut. Da? Dar eu venit să-mi doar să te întreb cu cât să vând parfumurile. Păi cu cât mai mult, că ai nevoie de 1000 de euro pentru CD. Ce mă, până la urmă tu scoți CD? Da, de jumătate din bani mi-i dă virișoara mea Evita. Am fugit. Tu îi dai 500 de euro ca să scoată disc? Doar dacă strânge și el 500 din adausul de la parfumuri. Ce zice? Strânge? Fă și mie legătura cu niște motocicliști. Că tu cunoști o grămadă de lume. Că îți mă vezi și pe mine, mă, să merg cu porcăria aia, cu două roți. Hai că și interesul vostru. Pupă-ți, bă, pe bune că interesul vostru. Că dacă mai cad odată și o miernesc, vă rup la buzunare, că ai auzit câte o coroană acum. Unde mai pui, că n-am nici loc de vești, n-am nici palton de scânduri, n-am lumânări, n-am... Lasă-mă că te ardem. Și ce crezi, că gazele nu e scumpe? E scumpe și alea. Bine, mă, o să vorbesc. Dar să nu te mai prind că te sui pe aia până când nu vorbești cu motocicliștii. Mersi, băierule. Mă duc să-i întreb chidonul. Salut, pupăză! Pe tine te căutam. Gata, mă, ți-a trecut vedetismul și vrei să te întorci la farfurii? Ok, dar vezi că în aceiași bani trebuie să ne speli și hainele ca să speli păcatele pentru fițele pe care le-ai făcut, mă. Nu spăl nimic, că acum am servici. Sunt oficial distribuitor de parfumuri. Ia uite. Hai, lasă-mă. Și crezi tu că eu o să-ți fac vânzare la astea? Păi normal, băi, băbăzel, că tu ești dita mai vedeta. Nu se cade să mai apari în fața telespectatorilor mirosind a parfum ieftin. Gogoașă, hai să-ți vând un pont. Ecranul n-are miros
și telespectatorii n-au cum să-și dea seama dacă m-am dat cu vreun parfum sau nu. Da, dar știu angajații. Ăia n-au nici bani de săpun. De unde să cunoască ei mirosurile parfumurilor? Atunci aia pentru Betty, bă. Că la ea nu poți să te prezinți cu un parfum din ăla apă chiar. Plus că nu știu pe unde o să scoți cămașa dacă o să afle cumva că ai în casă un distribuitor de parfumuri de lux și ei nu i-ai luat. Și de unde o să afle, mă rog? Păi de la... De la mărana, mă! Hai, mă, pupăzule, și chiar așa de chitră, mă, chiar și cu iubita ta? E? Fii atent, ăsta e parfumul care ei i s-ar potrivi cel mai bine. Stai! Mă rog, ai noroc că nu miroase rău. Cât face? Pentru tine, 250 de euro. Preț de duty free. Hai, nebunit! Eu nu-ți dau niciun ban! Ba-mi dai, pupăzel? Că altfel s-ar putea să afle Betty cine se mai dă cu un parfum ca asta. Ce să-ți povestesc? De-aia nu mai poate ea că se dă nu știu care vedetă de carton cu amărâtul ăsta de parfum. Sofica se dă. Și se dă chiar și Afrodita. Și dacă o să miroși a ele, nu știu pe unde scos cămașa. Nu o să îndrăznesc să faci tu măgăria asta. Ba o să îndrăznesc, pupăzel, că dacă tu, dita mai vedeta, te zgârcești la niște amărâte de sute de euro pentru iubițica ta, ce pretenții să ai de la mine care sunt un pârlit? Că? O să regrețe amarnic. Amarnic, băi. Ce-i cu tine, fată? Te-ai îmbolnăvit? Nu, fată, doar mă prefac, că dacă mă duc la servici, dau de buzele slinoase alu' ăla. Păi și dacă vine aici? Fii să vină, că sunt pregătită. Ce-i cu astea? Le mănânc ca să fac febră, ca la școală ai uitat? Păi tu ai nebunit. Normal, că deja l-am pupat de 4 ori. Tu n-ai nebunit dacă ai pupat un porc în râd de atâtea ori? Bună, verișoară mea iubită! Bă, ce ai puțin? Ha! Și ție îți place? Și mie! Mamă, câtă crătă mâncam în școală ca să pot chiuli! Dar să nu-i spuneți lui mămica că e în stare să mă bate retroactiv, da? Ce vrei? Am venit să te rog să vorbești la studiuri, că deja am produs un sfert din sumă dintr-un singur parfum! Dar cu cât l-ai dat, mă? Cu 250 de euro! Ia uite, bă, își face efectul creta! Ia zi, fată, ia ascultă aici să-mi spui dacă îți place ce o să cânt. În cadrul verderul se mai vede, nu se mai vede, urmă ce de asta, cal. Mă? Folk, fată! Ai nebunit? Dar cine crezi tu că mai ascult așa ceva? Păi și ce-i vrea să cânt, Lady Gaga? Nu, deșteptule, manele, că de-alea cântă burtoși și chelioși ca tine. Vere, trebuie să te reprofilezi, că altfel dăm banii degeaba la studio. Bine, fată, mă reprofilez dacă trebuie. Zic, când mă duc la studio? Păi te anunț eu, dar tu până atunci pregătește maneaua și să fie de-aia pe sistem. Sofico, te-ai făcut bine? M-a făcut iubitul meu bikerul. Cu un masaj erotic cu corpul. Te faci mișto, tu. Nu, Mărlane, nu-i simți parfumul? Un parfum de mascul adevărat. Da, cam mult parfum pentru un mascul. Ești că-i cocotă masculină. N-a dat mult fraiere, dar e de calitate. Ăsta-i mirosul bikerilor veritabili. Sunt nebună după el. Zău, ești... Supărat, supărat sunt, Doamne, supărat. Gogule, Gogule, lasă supărarea, dă-și un parfum de ăla de care vii tu. Da, bă, dar sunt scumpe, bă, că sunt de firmă. N-a nimic, plătesc oricât, dă-mi. Bă, bune? Chiar și 100 de euro? Nu te întinde că te... Pe Bax, bă, pe Bax, că așa se vând astea, la Bax. Păi și dacă reviți la Bax, mie de ce dai cu Baxul? Lui Pupă să de ce ai dat-o lui singur? Păi lui Pupă să i-am dat o mostră, bă! Că și el e tot o mostră! Da, e un pișpiriu! Dar tu, care ești Dita mai... Dita mai Barusanu, am vrut să zic, mă! Tu consumi o jumătate de sticlă, la o singură parfumare! Că ai perimetru mare!
Bine, mă, dăm un banc, dar dăm mai repede. Pă bune! Bună, fleblețe! Ce mai e nou pacipa la birou? Ce-ai făcut, mă? Ți-ai vărsat tot parfumul pe tine ca țopârlanii? Care țopârlani, dragă? Mi-am dat două picături. Că e de la, e concentrat, deșteaptă, e de 10 ori mai de calitate decât al lui rocherul al tău. Apropo, știi cum îi zice? Cum? Harley Davidoff. E de firmă. L-a cumpărat de la un congres al bikerilor. Care, apropo, toma m-au primit în comunitatea lor. Dar sunt biker cu acte regulă. Felicitări! Deci asta înseamnă că o să pleci prin țară cu motocicleta, nu? Că așa e tradiția. O să plec? Adică da, o să plec, dar nu chiar acum. Că poți să renunț la popicii tăi zilnici. Bă, tu chiar nu încetezi cu asta? Chiar vrei să faci cunoștință cu prietenul meu? A? Da, că poate mă primește și pe mine în comunitatea lor de bikeri. Bine, că nu le chem aici cu gașca să te rupă, să nu-mi zici mie. Iubito? E super motor de colecție. Din cauza crizei nu se mai ajunge cu banii. Dar veniți aici și o să vă convingeți că e chilipir. Cu specialiști, cu prieteni, cât mai mulți, cu atât mai bine. Imediat vă arăt și poza. Asta chiar i-a chemat. Le arată poza mea. Uite, ăsta e super motorul de care v-am zis. E al șefului meu. Wow, e beton, nu? Chiar o să rupem gura fanilor la concerte cu ăsta. Aveți formație? Da. Și studio de înregistrări? Da, dar nu lasă-mi pițipoance ca tine. Mersi, dar nu de mine era vorba. Am și un băiat folchist, chiar rocker, cu super, super voce. Și uite, dacă mă ajutați cu un demo, vă ajut și eu să câștigați licitația. Că sunt mulți care vor motorul și sigur se licitează. Nu dați, că jur că nu mai vă dau la iubita dumneavoastră. Ce-ai făcut, Susu, te-ai dat la Teo? Mă tăierei, bre. Ce m-am speriat. Cred că e... Că e Bruce Willis. Că am scris eu o scrisoare de dragoste lui Demi Moore când eram mai ciutan și... Mârlane, lasă tâmpenile, mișcă afară că te așteaptă niște rocker să-ți cumpere motorul. Apropo, de unde ai avut tu atâția bani să-ți cumperi motocicletă de colecție? Mai e de colecție? Nu face pe prostul cu mine, să nu dea naiba să o fi luat din banii clubului. De fapt, mai bine dacă ai luat-o din banii clubului, că facem jumate-jumate profitul. Să-i trimiți la mine să le rup factura. Șeful v-a scrântit pe foamea asta, mă, ta le rup facturi? S-o rup, Mârlane, în cazul în care le-o imiți tu ca prostul, doar nu vrei să plătim taxe de 15.000 de euro, mă. Nu vreau, șeful, de 15! Unde sunt? În clubul pe care îl conduci, să mă rog, ai impresia. Auzi? Dar așa tare a avansat boala de nu mai știu unde ești? Nu, dragă, unde sunt bikerii? Dă-mi telefonul lor! Nu se poate! Sofico, știu că am greșit, recunosc, iartă-mă, te-am pus să mă pun cu forța. Am înțeles că dragoste cu forța nu se poate și mă simt vinovat. Și ca să-ți dovedesc, dă-mi prietenul telefonului tău ca să... Dă-mi telefonul prietenului tău ca să-l sun și să-i spun că renunț la tine definitiv și refutabil. Să fii toată numai a lui. Na, uite, am făcut și chestia asta. Păi, telefonul lui s-a stricat că l-a scăpat de pe motocicletă. Dar poți să-ți dau numărul unui tip din gașca lui de biker și transmite ăla. Dă-mi-l ăla să-i transmit, ăla să-i... Ceva hard? Păi bine, mă, femeie, și acum spui? Măi, că nu mai pot să vorbesc, am ajuns la studio. Manele hard, cum dracu-r fi alea? Salut, băieți! Hai că suntem gata, hai, dă-i drumul că te așteptăm. Deja? Oh, perfect! Yes! Poți să încep? Ok!
Buzele tale, două petale, când le sărut mă tot peste picioare. Hey, 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 stupid, what you trying to do? Hey, 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 supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Oh, and nothing else, mother. Never cared to watch. Bă, ăsta ne spun că studioul dă la afară. Bună, băieți, ce stă la motorul? Hai că a venit scula. Deja, da. Cum e vocea, băieți, a? Genial, dar mai repetă ca să iasă epocal. Așa, așa, așa. Hai, de rog, băbune. Hai, salut! Vă știți? Da, e prietenul meu, e cel mai bun cântăresc de la noi, din oraș, dacă nu chiar de la noi, după stradă. Dar motorul unde-i? E la... unde? O parte... E acolo afară, sub geam. Ăla? Aha, marfă, nu? E de colecție. Bă, tu ți-ai bătut joc de noi? Nu, tu stați așa, băieți, că nu am... Dacă vreți, am niște parfumuri de firmă pentru motocicliști Harley Davidoff, dacă... Bă, nu! Hai, băgule, pinge că ne prinde aia! Pornești, cioarsă! Bă, dar cum ai adus-o până aici? Păi, am apăsat pe butonul ăsta, așa. M-a pornit, urcă! Dacă furtunie de frâne le-ai pus? Are furtunie de frâne? Da! A venit o circulară de la centru. Citește, mă, că n-am ochelarii de circulare la mine. Păi, vă cere să raportați numărul de cazuri rezolvate de fiecare agent, căci că a fost inițiat un program de stimulare a celor mai capabili. Ca de exemplu? Ca de exemplu, dumneavoastră. Dă-mă un exemplu de stimulare, lingăule. Păi, nu scrie. Da, bănuiesc că e vorba de avansări. Avansări? Da. Dă-mă circulara cu acesta, stai ca muta la roșii. Că dacă e vorba despre avansări, cu siguranță unul la tine făcea referință. Liber! Păi, pleacă, bun, bucatule! Uite, de zice, aici cazuri rezolvate pe ultima și lună. Stai, mă, tăticule. Cazul ăsta rezolvat de agent Afrodita. Moroc.
Asta? Rezolvat de agent Afrodita. Și ăsta? Rezolvat de agent Afrodita. Ce dragi de-a mea, bă, numai Afrodita rezolvat și, bă, toate cazurile în secția asta. Păi în ritmul ăsta, bă, asta nu o să-mi ia locul. Trebuie să o ajut să dea o gherlă, ceva, că rămâi dracu pe din afară. Și o să o ajut eu să dea gherle. Agent Marco, la ordin. La ordin. Agent Afrodita, iată, am primit o sesizare de la centru cum că s-a mulțit necontrolat, chiar aotic pe locuri, cazurile de prostituție de lux în sectorul nostru, pe raza circii noastre. Și ne cere urgent să trimitem sub coperire un agent să le inventarieze, dacă mă înțelegi. Și eu m-am gândit că, Matale, să te duci, că fiindcă ești a mai profesionistă în domeniu și în plus de toate, n-ar fi mare diferență între tine și astea. Vă mulțumesc. Mă simt flatată de mărlănia dumneavoastră. Ce ai zis? Că mă simt flatată de mărinimia dumneavoastră. Așa da. Hai, fuguța marș, te echipezi corespunzător până fac eu răzna niște adrese, că aștept niște telefoane urgente de la niște formatori ca să-mi dea adresele astea unde trebuie să te duci tu. Vezi că la adresele astea de ți le dau să practică prostituția de lux într-un mare fel, cu droguri, cu tot ce însemnează. Deși înzi în forță și arestez pe toată lumea de mișcă pe la adresele astea. Vezi că e rost de avansare. Și de ce îmi dați mie misiunea asta? Că fiindcă eu nu pot să fiu prostituată. După caracter nu s-ar zice. Ce ai zis? Că aveți un caracter super. Bravo, agent, bravo. Bă, trebuie să mă duc să scoată dopurile astea, bă, nu prea mai auzi bine. Uf, ce obosită sunt. Hai, pune-le acolo, da? Ah, trebuie să mă întind puțin, că sunt surmenată de la toate cumpărăturile astea. Ne vedem mâine, iubitule, da? Ah, era să uit. Auzi, în drum spre casă, plătește tu și facturile astea, că am terminat toți banii. Păi da? Și... te rog, te păi rog, și pe aia pe care ți-am dat eu de dimineață? Păi la aia mă refer, dragă, că pe ai mei am terminat de mult. Păi ce ai făcut, pe ce ai cheltuit? Că tot ce am luat aici este luat de pe cardul meu. Pe ce, pe ce? Iubii, tu mă chestionezi? Crezi că ascund bani de tine? Nu, iubi, că nici n-aveai de ce, că doar eu ți-am dat de bună voie. Păi și atunci ce mă tot întrebi pe ce am cheltuit? Mi-am luat o pereche nouă de pantofi, na, că ea vechi s-au rupt, alergând prin magazine. Și o roche, că asta, uite, s-a stricat de la căratul sacoșelor. Nu vezi cum stă pe mine? E, asta e bună. Păi, tata, eu ți-am luat eu 4 rochii. Hai, scoate-mi ochii. Scoate-mi ochii. Nu ți-i scot, dar... Dar ce? Și ce dacă mi-ai luat? Uite, am vrut să-mi iau și eu una din banii mei. Ca să nu zici mâine, poi mâine, că mă întreții tu, ce să zic? Da, și banii tăi tot eu ți-am dat. Aha, și ziceai că nu-mi scoți ochii. Auzi, ia de-le încoace, lasă că mi le plătesc eu singură, chitră ce ești. Stai, mă, iubi, mă, nu te mai enerva așa din orice. Doar știi că iubițelul tău îți face toate poftele. Dă-le încoa. Iartă-mă, iubitule, dar nu știu, cred că toate cumpărăturile astea m-au surmenat, așa, mă simt bolnavă, mă doare capul. Oh. Vezi? Vezi? Ți-am zis eu că shopping-ul dăunează grav sănătății. Ar trebui să-l mai rărim. Cum? Glumeam. Hai că te ajut eu, uite, să te relaxezi. Îmi faci un masaj. Și furcă asta. Auzi? Da, dar nu ziceai că te duci să plătești facturile? Hey, am timp, dragă, că doar nu fi scadente tocmai azi. Oh, nu numai că sunt scadente, dar să știi că îți bagă și super penalități. Hai, du-te și plătește-le ca să mai economisim bani, da? Vezi cum mă gândesc eu la buzunarul tău, iubitul. Haide, du-te. Da. Normal, du-te. Că mai nou e și al tău. E o confuzie. O să plătiți pentru asta când o afla tata, vă termină. Când o afla despre domnișoara prostituată de lux, o să te termine pe tine. Nu sunt prostituată incompetentă, o sunt prietena lui. Domnule polițist, ce se întâmplă aici? Femeia asta sigur lucrează la dumneavoastră? Da, și a mai bună agentă de la noi din secție. Nu o să mai fie, tu știi cine e tata? Eu da. Păi și vă imaginați că aș putea fi prostituată?
Eu nu. Păi și de ce m-ați arestat? Eu nu. Domnișoara agenta, ci de față, ba. Șeful, da, eu m-am dus la adresele unde m-ați trimis dumneavoastră și unde mi-ați spus că se desfășoară activități legate de prostituția de lux. Prostituată de lux o să ajungi tu. Îți promit. Uitați, Mărăști 18. Ce aud? Nu crezi că asta e adresa? E în clar aici, Mărăști 118. Dar e posibil? Tu, agent, ai pierdut un 1 pe drum, dar se poate? Da, așa scrie aici. Păi și cine a notat adresa, agent? Aud? Că doar nu eu. Eu am notat exact ce mi-ați dictat dumneavoastră. Ai notat pe dracu' astea. Vă rog să ne scuzați. S-a produs o regretabilă eroare. Vă rugăm frumos să mergeți liniștiți la familia dumneavoastră, să rutăr de mâini, da, doamnelor, da, și să puneți la tați că servim patria. Da. Mergeți liniștiți. Asta nu o să rămână așa. Ne-ai stricat imaginea publică. O să ne vedem la tribunal. Da, 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 cu domnișoara, da, nu cu mine. Da. Așadar, agent, am impresia că am făcut-o de oaie. Niciun ban în cont. Nu se poate. Nu fac nicio plângere. Trebuia să-mi intre niște bani, dar cred că întârzie. Da, o zi bună. Ah, poate la dumneavoastră o zi bună. Că la mine e de la ați. Oh, dracu m-a pus să-i dau pinul de la card. Dar cu ce-i plătesc facturile? Că dacă nu le plătesc, zice că sunt chitră. Și atunci pot să-mi iau adio de la ea. Bubăză! Vezi că am primit înștiințare de la primărie că nu am plătit gunoiul. Uite banii. Te duci personal că-l cunoști pe primar, da? Și să nu ne mai bage penalizări. Da, șefu, mă duc, cum să n-ai? Mă duc să treci. Salut. Bă, ori la bal, ori la spital. Yeah! Yeah! Hai mă, Vandame, că mă pune pe mine să plătesc penalizarea. Nu se poate, mă, nu se poate. Că dacă află presa că umblu cu nepotisme, și sigur află că pentru audiență tu ai fi în stare să te torni singur, dă-o de dracu! Bine, mă, dar păsuiește-mă măcar o săptămână. Că n-am banii la mine. Că mi s-a blocat cardul în bancomat. Că e mai groșor, așa, adică durează o săptămână până îl scoate. Pupăză, când plătești, îți ridicăm gunoiul. Bine, hienă, bine! E, atunci, nici că mai am nevoie de serviciile voastre de salubrizare. Lasă că găsesc eu altă firmă mai convenabilă. Nici nu te salut. Hai, noroc, mă! Păi ce credeai, șnapane, că Pupăză G. Grigoraș nu se descurcă, numai că se descurcă, dar face și profit. Da, vă rog! Nu, eu v-am arestat, băiatul, nu! Vă dau imediat pe agenta care a făcut măgăria asta. Să trăiți cu respect, sigur că da! Poftim. Da. Nu, dar stați. Dar nu a... ascultați. Da, vă rog. Nu, eu v-am arestat, fătuca. Nu, imediat vă dau eu pe agenta care a făcut în penia asta. Sigur că da, se răd mâinile. Nu, așa m-a trimis șeful, m-a... nu ascultați că nu a fost așa! Da, vă rog! Nu, nu poate acum, este prinsă pe toate telefoanele din secție! Dar ziceți-mi mie și transmit eu, încă-i să poate... Așa? Auzi că ești tot tablajoaică, incompetentă? Da, vă rog, mai departe! O distrusă! O vai capul tău! Nu vă ascult, da? Da, și ce că o să aibă trâns și grijă să nu mai lucrezi în poliție câte zile voi avea. Să trăiți! Din,
Mă, la ce drajda mi-ați băiat să mări faturile? Mă, la ce să mărește astea, mă, așa, alu' ăsta? Păi să mărește, bă, Chionete, că trebuie să întreținem doi în loc de unul. Și pe hârcă și pe godac. Așa zice, a? S-o chem pe hârcă, s-o întrebăm ea ce părere are? Să... Pupăză! Mai pune bani niște bani la cheltuielile căștii, bă, că iete, bă, s-a mărit faturile, nu ne ajunge banii. Ar trebui să acoperim gunoiul și restul pe bine. Ce vorbești? Eu nu mai dau niciun ban! Că știu eu o firmă de gunoi care mi-l ia la jumătate de preț. Uite, dăm banii ăștia pe care avem, că aranjez eu cu ei. Ați văzut, bă, omul gospodar, cum economisește banul? Chitră, să zice, bă. Hai să-i chit, balonatule. Zicala conform căreia chitra-i chitră până moare, se verifică iar în cazul prezentatorului TV, Pupăză G. Grigoraș. Acesta a fost surprins din nou de paparații căutând prin gunoaie. Curat gospodar! Dar nu căutam în gunoaie! M-am dus ca să... M-am dus să caut gunoieri care iau mai puțin! Ne! Ce alea, Marconzel? Demisiile? Da, a trebuit să consumi un top întreg până să scrii una corectă? Nu, nemernicule, sunt amenințările părinților odraslelor la care m-ai trimis. Mi-ai întins o cursă, bestie, dar fii atent la mine că lucrurile n-or să rămână așa, da? Tot o să adun eu dovezi împotriva lor. Chit că va fi nevoie să caut în groapa de gunoi. Păi ia-și pe pupă, să-l chem să pricepe. Afrodita, ce faci diseară? Hai mă, Pupăză, lasă-mă, că n-am eu chef de întâlnirile tale. Nu, 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 de altceva e vorba. De scormoneală, la groapa de gunoi. Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară vom vorbi despre barosanii din România și odraslele lor. Am fost acuzat că caut, virgulă, prin groapa de gunoi. Așa, estimați telespectatori. Caut, dar nu s-a spus și ce. Caut dovezi ale matrapazlâcurilor făcute de beizadelele miliardarilor. Dovezi ale infracțiunilor copiilor de bani gata, pe care părinții acestora le fac pierdute la groapa de gunoi. Și asta n-ar fi nimic, dar mai fac și presiuni la adresa poliției. Și ca dovadă, am invitat-o alături de mine pe agent Afrodita Marcu, care vă va arăta sutele de amenințări primite din partea mafiei. Îmi pare rău, dar am deja două cazuri și nu cred că pot să vă iau și pe dumneavoastră săptămâna asta. Da, stați liniștită că vă pun în legătură cu un coleg de-al meu. Nu vă faceți griji. Nu, doamnă, ați înțeles greșit. Nu sunt eu singura incoruptibilă din secție. Mă rog, bine, dacă puteți aștepta. Alo, da, cărătă Ilarie șeful secției. Cu ce vă pot fi de folos? Da, sigur. Tot pentru tine. Nu mai pot. Ziceți-i să vă spună dumneavoastră și îmi transmiteți. Păi tu crezi că eu am timp de telefonul fără fir pentru tine că te găsește, dragii? Tu vezi că eu nu mai învăț capul de treabă, pe aici, pe în secție, pe ce sunt eu, secretară? Dar nu sunt chitră! M-am dus acolo ca să arunc gunoiul de la televiziune, că nu mai avem bani ca să plătim salubrizarea, că e criză de... Pupăză, tu mă crezi proastă? Zi mai bine că te-ai dus acolo să găsești dovezile alea incriminatoare pentru barosani. Să-i șantajezi de milioane de euro. Dar nu e nicio dovadă acolo, iubii. Toată povestea din emisiune am inventat-o ca să... Ca să o cucerești pe Afrodita. Ca să o scoți eroină. Pupăză, zi-mi adevărul, că dacă mă minți, ai terminat-o cu mine. Bine, vrei adevărul? O să spun adevărul. M-am dus să arunc gunoiul postului ca să pot să opresc eu banii de salubrizare. Să am cu ce să-ți plătesc fie facturile, că nu mai am niciun ban. Da? Da. Dăm numărul de telefon de la bancă. Sigur că da, iubi. Da. Bonjour. Banda mea nu este. Lasă, dragă, că eu nu cu banda mea am treabă, ci cu mătăluță.
Vreau ați vorbi niște chestiuni foarte, foarte importante. Dar nu știu cum să încep eu ca să mă pricep din prima. Pupăzare bucurii la Afrodita și bucurii dintr-alea marile. Vreau să o ajute să avanseze în funcție. Tu ai văzut ce emisiune a făcut aseară pentru Trânsa? E adevărat ce a mirosit. Nemernicu! De-aia mi-a zis mie că e lefter, că nu are niciun ban, a? Ca să scape de mine! A scos toți banii ca să-i cheltuie cu gaborița aia frușturatică! Da! Și tot tărăboiul ăsta cu groapa de gunoi s-ar putea să te lase pe mătăruță fără cirvici! Da, că dacă intră DNA-ul pe fir, îi acată tot! Ca la carte! Și cu siguranță o să descopere că primarele Van Damme n-a dat groapa de gunoi cu licitație, așa cum spune la lege. Și zboară de în funcție. Zboară primarele, zboară și echipa. Toate în stol. Aoleu, matracucă nenorocită. Asta mă lasă în sapă de lemn. Nu crezi că-ți lasă nici măcar sapa? Ai pus toți mahari în cap, idiotule! Hai să te văd unde scoți cămașa, că progeniturile lor sunt deja la ușă. Și cred că au venit să-ți dea citații pentru tribunal, nu să te premieze. Succes! Poftiți, vă rog! Vă așteaptă! Să rămână! Bună ziua! Bună ziua! Bănuiesc că știți cine sunt. Da! M-a trimis tata să vă dau... Dar nu era nevoie să se ajungă până aici? Ba era! Că groapa de gunoi a noastră și ar vrea să nu-i mai scormoniți în afacere. Și ar vrea să nu ne mai pomeniți numele în emisiune. Da, da, și tata ar vrea același lucru. Da, același două! Ca să fim mai convingători. Succesuri! Mamă! Două procese! Păi de unde plătesc eu avocat să... Deci de-aia nu mai aveai tu niciun ban în cont. I-ai scos pe toți ca să-i ascunzi de mine! Iubi, nu e și ceea ce pare! Așa nu sunt banii mei! Mi-a dat șeful ca să plătesc gunoiul! Corect! Pentru gunoiul ăla de fufă ordinară care și-a propus să-mi fure iubitul! Dar despre cine vorbești, mă mică? Despre cine vorbești? Știi tu bine despre cine vorbesc! Te referi cumva la Afrodita? Deci recunoști! Atunci dai banii și rămâi cu ea, rămâi cu ea! Măi, iubi, stai! Nu dau, am plecat! Stai, ai nebunit, dar n-am nicio treabă cu ea! Ăștia sunt banii pentru gunoi! Pupăzam, e o față de idiotă? Crezi că nu știu eu că trebuie să plătiți voi gunoiul? Ai uitat că lucrez la primărie? Cu banii aia cumpăr salubrizarea cu tot cu prigoană! Păi, da, doar o parte sunt pentru gunoi! Da, și restul? Și restul sunt pentru tine, iubito. Pentru tine că i-am scos așa, just in case. Adică să fie că poate mai e vreo factură de plătit și să ai bani. Serios? Sau poate ți se rup pantofiorii ăștia noi și scumpi și să mai ai bani să-ți cumperi alții tot la fel de noi și tot la fel de scump. Iubito. Ei, mersi. Dă-se-o puboierul meu, dă-se-o puboierul meu. Fete! Da. Și pentru gunoi? Am uitat, scuze-mă. Trebuie să-ți dau pentru gunoi. Uite, ia pentru gunoi. Dar vezi că nu faci atât. Să-mi aduci restul. Restul? Lasă că vin eu la tine diseară să-l iau. Restul. Ce să mai e? Băi, tu chiar ai vorbit serios când ai zis că vii după rest? Nu de asta am venit. Dar dacă tot sunt aici, poți să mi-l dai. Dă restul încoace, haide. Lasă asta. Dar de ce ai venit? Ți s-a făcut dor de iubițelul tău? Nu mi s-a făcut dor de iubițelul meu. Am venit să repar ce a vrut să strice fufa aia pe care ai invitat-o tu aseară în emisie. Matracuca! Afrodita? Deci recunoști că e matracucă și continui să te înhăitezi cu ea, popăză! Intrăm în 5-4! Ieși că intru! Popăză, nu fi stupid, că de-aia am venit să intru și eu în emisie! 2-1, suntem! Doamnelor și domnilor, seria surprizelor, dezvăluirilor incendiare continuă!
În această seară o avem alături de noi pe secretara primarului Capitalei, care vrea să vă anunțe ceva. Bună seara! Dragi telespectatori, sunt indignată de ce se petrece în orbea noastră. Am aici contractele primăriei cu diverse firme private, inclusiv cel de concesiune al gropii de gunoi. Toate sunt făcute peste capul primarului, pe clientelism politic și comisioane uriașe. Primarul nu mai poate să facă față corupției. Dacă vreți să scăpăm orașul de sistemul ticăloșit, vă invit să luptați alături de primar în războiul său cu acest sistem. Yeah! 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 Ce-o mai fi, mă, frate? Puteam să ne înțelegem și fără să-ți pui secretara să ne amenințe. Petrescu. Fantazii? Băi, ești nebun? Betty asta e aur la casa omului. Betty! Da, șef. Ce ai căutat la pupăză în emisiune? Fără știrea mea. Șeful, începuse să facă anchetă despre contractele primării. Lasă contractele alea, că mă descurc eu cu ele. Tu vezi-ți de treaba ta. Da, șeful, dar fufa aia de Afrodita vrea să mă înfunde ca să-mi ia pe pupăză. Și prin mine vă va lovi și pe dumneavoastră. Nu pot să renunț. E viitorul nostru în joc, șeful, nu înțelegeți? Betty, termină cu tâmpenile, că Afrodita n-are ce să-mi facă. De azi înainte, încetesc cu dezvăluirile. S-a înțeles? Nu pot. Dacă nu vreți să lupt pentru dumneavoastră, voi lupta pentru mine. Betty! Mă, Betty, tu vrei să dăm de dracu cu barosanea aia? Ia zi ce vrei să fac ca să te conving să renunți la dezvăluirile alea. Pot să vă cer orice? Orice. Orice, orice? Nu. Aia chiar nu se poate, Betty. Dar știți că nu mai am doresc, șeful, nu mai am doresc. Betty, dă-i drumul. Dacă află Eva, te omoară. Măcar să mor fericită. Băi, stai, că nu se poate așa, mă. Uite, trebuie să pregătesc terenul. Într-o zi, când nu e Emma, îți spun eu când, da? Mâine, că e la ședință, știu eu. Mâine. Șeful. Ce faci, mă, iubita mea? Te chinui cu mărunțiși? Ce-ți fac, dragă? E criză și la șpăgi. Da? La unii e criză, la alții nu e. Ta-ra! Pe ce ai făcut azi? Exact. Descurcărețul meu, vină la premiere. Auzi, bagă-mi și mie la sân aici să-i simt mai bine. Da, de unde ai făcut rost de afrodisiacul ăsta tăuraș? Iubita mea, n-a trebuit să mișc nici măcar un deget. Betty mi-a adus. Betty? Exact. Dar ce vrea, mă rog, să-i faci de banii ăștia? Zic, omor! Iubita mea, nu trebuie să fac nimic. Ea a făcut tărăboi la popoză în emisiune, cu niște dosare de concesiune. Și barosanii au crezut că eu am trimis-o ca să-i fac pe ei să cotizeze la mine. M-ai înțeles? Păi ești nebun? Nu. Păi în ritmul ăsta, în câteva luni, luăm căsoia! Și dacă se îngroașe gluma, ce facem? Dragă, să se îngroașe, că mie îmi place groasă. Și în caz de ceva rezolv eu, că doar sunt peste tine, nu? Și la propriu, și la figurat. Yeah! Yeah! Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way. Băi, Betty, ce e aici? Și ce e cu ținut asta? Ei, am zis să fac și o puțină atmosferă. Doar nu vroiați să facem așa,
catirești. Ce să facem? Ce-am vorbit ieri? Mamă, Betty, eu ieri am glumit, ca să-ți răspund la glumă. Eu l-am glumit. Și dacă vreți să încetezi cu dezvăluirile, trebuie să... Nu trebuie nimic, Betty. Poți să faci câte dezvăluiri vrei, pentru că toate contractele au fost semnate de fostul primar. Era cât pe aici. Nu-i nimic. O să continui să le fac. Să nu mai aibă matracul ca aia motiv să vină la pupăză în emisie. Succes! Auzi, aci, când ieși, te rog, eu trage și jaluzelele să nu mai ia somnul. Mașina șpeta aia lui Pupăză a ajuns pe sticlă. Eu îi fi mai proastă. De dracu sunt. Bună, fleblețe, ce faci? Curățenie. Vreau să văd dacă mai ai dosare din alea vechi care trebuie aruncate. A, da, să te sertarul de jos acolo. Mai jos. Mai jos. Am un mesaj. Mă, dar toate vreți să fii justițiare? Voi vreți să-mi luați pâinea de la gură? Hai mă, Pupăză, că stau în emisie doar 3 minute. Nici un minut, că dacă află Betty o să... Ce să aflu, mă? Și asta vrea să se dea la tine? Ca să o faci vedetă? Așa, fufo! Aaa, sună măseluță. Ce-ai făcut, femeie? Ce trebuie? Și așa o să pățească toate fufele care se mai apropie de tine. Praf le fac! Nu zici că așa trebuia să-i fac și lui matracu cailaltă? Dar lasă, după ce ies din emisie, mă duc direct la ea! Adică tu vrei să intri iar în emisie? Păi normal! Să trăi, șeful! Mărlane, scoate repede dosarele la vechi, vreau să te scap de ele! Hai. Păi numai șeful, că am scăpat eu! Le-am dat lui Sofie ca să le arunce la groapa de gunoi! Ce-ai făcut, mă? Le-am dat lui Sofie ca să le arunce la groapa de gunoi! Bă, tu ești complet idiot? Da, dar de ce întrebați? Păi tocmai acum ți-ai găsit să le arunci la groapa de gunoi, că fix acolo caută toată lumea, mă! N-ai văzut emisiunea lui Pupăză? Dar ce legătură are maculatura noastră cu... Haoleu! Aia erau dosarele cu... Mărlane, ai o oră să le scoți din gunoi, din iarbă verde. Dacă nu o să ajungi... Material de construcții? Nu, Țuțu! Gunoi reciclabil, că tot te duci la groapa de gunoi! 59 de minute și 45 de secunde. 45 și 45 până ce? Ia ascultă, matracuco! Când ai de gând să-mi lași iubitul în pace? Ia, dă-te un pic, te rog. Ia. Gata. La Pupăză te referi? Normal, că am doar un iubit. Nu sunt fufă ca altele. Ai nebunit? Ce treabă am eu cu Pupăză? A, după ce că vrei să-mi furi iubitul, mă mai faci și nebună, ei! Păi, femeie, zic să te calmez că nu vreau să-ți iau niciun iubit. Minți! Mi-a zis mie, Chiorete, ce plan ai. Te dai la iubitul meu ca să te scoată pe post. Să-ți facă imagine. Te omor, te omor, te omor. Chiorete ți-a zis asta? Da. Și el nu minte că e organ. Ia stai jos, deșteaptă. Eu nu am nicio treabă cu Pupăză pentru că nu este genul meu, da? Dacă vreau să mă cuplesc cu el, o făceam atunci când era în limbă după mine. Da, și nu mai e în limbă după tine. Nu, că acum e după tine. Serios? Da. Ce-am făcut? Ce să zic, mă scuz? Iartă-mă. Scuz cu o singură condiție, să vii cu mine la Pupăză în emisiune și să spui cine e capul răutăților. Vin, normal că vin, Chiorete, e gata, vin. Aici erai nebună! De ce m-ai păcut? Au, ia-o de pe mine! Că strică coafiera și nu mai intru în emisie. Ia-o de pe mine! Sofia, calmează-te! Nu mă calmezi deloc! Uite ce mi-a făcut la ochi! Omor! Omor! Hai repede ca să ai fată sănătoasă de la țară și își revine! Hai, 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 hai! Sofie, unde-s dosarele cântrea? Eu te-ai cântrea! Sofica? Sofico! Mersi, Doamne, că acum trebuie să-i dau primul ajutor, că așa-i creștinește. Ah! Stai că nu așa e. Acum! Sofico! Ah!
nu și... Da, șeful? A expirat ora, Mârlane. Să la mine dosarele! Trebuiau să fie la mine. Dacă nu sunt în 5 minute, ești reciclabil. De ce, Doamne? Că tocmai vreau să fiu un bun cretin. Ăsta creștin. Nu știu cui fac, că-i pierde gustul. Senzațional! În această seară le avem în studio pe ambele justițiare. Deci n-avem cum să nu aflăm numele celor care încearcă să mușamalizeze cazurile de corupție și să împiedice anchetele acestei vașnice și neînfricate agende. Asta, agente. Bună seara! Da, de-aia am și venit, domnul Pupăză, să dăm nume. Iar tartorul principal este chiar șeful vașnicei și neînfricatei agente aici de față, comandantul Chiorete Ilarie. Da, el m-a pus să împiedic să mai vină la dumneavoastră pentru a face dezvăluiri. Dar degeaba, dezvăluirile vor veni în această seară și nimeni nu mai poate să ne oprească. Nimeni! Aha! Deci sunteți mână în mână, nenorociților! M-ați pognit ca să poată nemernicul ăla să-mi ia dosarele, nu? Să nu mai fac dezvăluiri. Cine, femeie? Mârlanu, a? Și m-am mai și sărutat din cauza ta. Senzațional! Mafia a reușit să le anihileze pe justițiare! Numai la Pupăză! Și tu de ce nu mai lăsa mă să intru în direct mai devreme? Pentru mine? Ați fost cel mai bun șef din câți am avut până acum. Mersi, Solomone. Dar poate nu o să mă retrogradeze. Dar de ce crezi că vine, mă? Să-i dea vreo primă? Oh, să râzi, domn Chestor? Noi vă lăsăm să faceți ce aveți de făcut. Hai, Solomone, hai! Păiți! Domnule Castor ăsta, domnule Chestor, să știți că eu n-am mușamalizat nimic ca nimicuța. Și să știți că n-am nicio legătură cu ce să zice că... Știu, comandante, știu. Și pentru asta ai să primești o primă substanțială. Apropo, banii de primă sunt de la domnii aceia cu care n-ai avut nicio legătură. Și te roagă să n-ai nicio legătură și în continuare. Te felicit! Și să fii tot așa de incoruptibil și intransigent ca până acum. Bă, mie îmi pare rău că ți-ai făcut bagajele degeaba, dar n-aveam cum să te avansăm, pentru că niciun hodorog nu vrea să iasă la pensie. Încă o dată, succes! Trăiți, servesc patria! Salut! Cum e, Chiorete, să fii iar un agent de rahat, eh? Ia treci, bă, să-mi faci pantofii, hai, cu limba! Așa, tăticule, așa! Hai, lipă-i, lipă-i, să-i văzi lună! Să aibă copilul pantofii curați, hai da! Da, să fie cu grădină mare, da? Și cu gazon? Exact. Normal, doamnă, la un așa comision toată agenția lucrează pentru dumneavoastră. Se pare normal. E, te-a mai trimis tăticul să mai aduci o tranșă, nu? Nu, m-a trimis să iau pe prima, că au greșit adresa. Ăștia trebuia să ajungă la șeful secției de poliție, că ăla se ocupă cu mușamalizările, nu tu. Apartamente confort 2, 3, cu gazon aveți? Am fost acuzat că caut, virgulă, prin groapa de gunoi. Așa e, stimați telespectatori. Așa e. Senzațional! Mafia a reușit să le anihileze pe justițiare! Numai la Pupăză Show!
Da, pupă femeie mai repede, că nu mai pot. Îmi cad ochii în gură de somn. Revenim cu informații de ultimă oră de la Institutul Național de Meteorologie. Valul de aer polar care urmează să acopere țara noastră începând din această noapte va produce scăderea temperaturilor cu peste 30 de grade. Reamintim că acest fenomen este nemai întâlnit în istoria meteorologiei. Ajuns, bunicule, școală, că am ajuns să... Am paralizat! M-am închilozat, mă! Mamă, mi-ai gheața mâna de tot! E mătăci! Hai! Ce faci, idiotule? Vrei să murim de frig? Mai bine de frig decât violați de mamă! Unde, mamă? Mamă! Nu s-a spart mâna! Ce treci, Damiezi, așa rețevas! Bă, nu zici că aia de la momentul a avut dreptate, mă? A venit iarna polară, mă, glaciațiune! Ăsta-i sfârșitul lumii, mă! Nu vreau să par! Nu vreau să par! Treci! Mărlane, dă-te una, mă, că tu nu-i mâna pomnă, că ești capitonat! Mai cază, că nu vine niciun sfârșit! Corect! Că la glaciațiune dispar dinozaurii și tu ești încă aici, mă, în viață. Ai stictit de vertebratele, dacă vrei să știi, medijul mi-e frig. Da, ca să mori doști, că e tăiat. Să știi că chiar e frig, mă, eu am și înțepenit. O fi înțepenit și baba. Dă, Doamne! Dă, Doamne, dă, Doamne, dar ia dă-te o fugă de vezi, ia! Ce vorbești? Ia uite aici ce s-a întâlnit hoțul cu prostul! Bă, tu mă faci pe mine prost? Nu. Atunci, hoț? Nu. Păi atunci, care dragi Damias, că m-ai încurcat? Da, că și eu m-am încurcat. Dar nu mă duc, bă, nu mă duc. Ce vrei să încălzească mama cu mine? Du-te tu! He, he. Care ce-ai, că ți-e frig, bă? Care vrei să te încălzești? Nimeni, nimeni, asta. Auzi, Breda, Matalena e paralizat că sunt minus 5 grade. Da, mă, dar minus 5 grade cât e afară cu plus 40 cât are pălincuța asta, fac exact 36 de grade. Deci mie, chiar mi-e caniculă. Apropo, care vii să mă răcorești? Bă, noi mai ne putem a ne mișca și Matalena te ardită niște chestii. Nu mai bine te duci, Mata, și pornești centrala. Ok. Dar pentru treaba asta trebuie să mă premiez, bă, că v-a salvat viețile. Nu toți odată? Pădând. Îmi trimiteți un reprezentant la mine. Uite, spre exemplu, chiar Mărlănelu. Ce ticeiu? Ce bine nu mi-e frig, da? Păi dacă atunci nu ți-e frig, poți să ieși de sub pătură. Să fiți să mă răcorești. Hai! Bă, mi-e frig, da? Poate te găsești, dragi. Zic! De ce ai lăsat, mă, geamul deschis aseară, nebunule? Aseară erau 25 de grade. Și acum de ce e așa de frig? Apar n-am. Ce-am față de Romica Jurcă? Sunește-o la INMH. Du-te și închide geamul, că eu nu pot să cobor. Am paralizat de pătura. Păi, nebunit? Așa, cu ce facem? Sunăști tu pe Teo și zici să vină să ne închide ea geamul. Bine, dă-mi telefonul din geantă. Și mi-a tot înghețat creierul. Adică eu nu mă duc până aici la fereastră 3 secunde să o închid și tu m-ai trimis să caut o jumătate de oră la tine în geantă? Adică geanta mea e varză? Dar de ce e mă varză? Pentru că ești femeie. Bine, și acum ce facem? Ce faci, mă, doar cu el la cap?
cine trebuie să te sunem noaptea. Nu mă sună nimeni, dragă, dar am apucat să le spun alora din presă că sunt în slujba cetățeanului 24 din 24. Și mi-e frică să nu mă controleze vreun ziarist maniac, de-aia dorm cu el la cap. Da, da. Aoleu, ce frică. Alo? Ce, te auzi? Avem și noi o mică rugăminte, poți să vii până la noi să... A, și tu ai uitat geamul deschis. Firarea dracului. Ok, ok, dacă găsesc pe cineva, îl trimit și la tine. Alta în călduri. Sună la vila. Să crezi tu că iese vreunul pe gerul ăsta. Iese, mă, iese, pupă-să, că nu ratează el emisiunea. Mă, iese ăla, mă, că nu e așa fraier. Spune-i că, nu știu, uite, îi subvenționez căldura la iarnă. Ia se încălzesc cu centrală, nici măcar nu interesează treaba asta. Bine, tu spune-i că o să-ți cumpești gazul. Sigur, o să le intereseze. Hai, hai, sună-l! Primăria Capitalei, da, spuneți. Ce despăgubire, domne, tu nu vezi ce e afară? Au înghețat toate plățile. Mă scuzați, domn ministru, domn primar nu este, adică nu este în birou, e la doamna prefect. Îi spun eu să vă sune că revine, da, da. Lasă că sun eu. Da, da, domnule ministru, da. Domnul primar a ieșit cu doamna prefect. Îi spun eu să vă sune. Sau așa? Al dracu să fie! Oh. Da, domn ministru. N-au ajuns până aici, nu, nu. Dar de ce nu-l sunați pe mobil? Ah, i s-o fi descărcat bateria de la ger, cine știe. Îi spun să vă sune când revine, da. Nu zici că m-au încălzit scările astea. Uuu, da, tu frighe. Decât să-l ții sub pernă, mai bine îl pune la încărcat, mă. Tu nu știai că gerul descarcă bateria rapid? Ba da, dar nu știam că gerul o să vină tocmai acum. Că poas-o. Aaa, jignește-mă, că eu sunt de vină că... Acum se vede cât mă iubești, la greu. Iartă-mă, iubito, dar sunt nervos pentru că la ora asta trebuie să fiu la birou să rezolv niște acte și... Și eu! Și ce ne facem? Știu, ne încălzim unul pe altul, știi tu cum? Așa? Și după ce terminăm, unul dintre noi se duce repede și închide geamul. Iubito, te-ai țăcănit? Păi dacă ies așa fierbinte de sub pătură, pot să fac aprindere la plămâni. Păi și atunci ce facem, mă, deșteptule? Stăm aici până la primăvară. Ce vrei, dragă, să faci? Vreau să o arunc în geam ca să-l mai închid un pic. Și dacă zboară afară? Vezi că asta din pene de pinguin, am dat o grămadă de bani pe ea. Stai, dragă, liniștită că nu zboară. Pentru că pinguinii nu zboară. Era o glumă, ca să mă încălzesc un pic atmosfera. Stai liniștită că-l închid în prima. Doar am fost soldat NATO, am țintă. Ia uite aici. Ți-am zis, mă? Cred că mi-am pierdut antrenamentul. Trage pătura. Dar ce faci, dragă? Închid fereastra cu perna asta și după aia o recuperăm și pe cealaltă. Ai grijă că rămâi fără cap. Ține pumnii. Ia uite-o. Ați văzut cumva de unde a dat? De la geamul ăla. Ce proști, perne bune. Mulțumim, bă, fraierilor. Ia mâna de pe pinguinii mei, mă, că te castrez! Iubito! Iubito, dacă tot ești acolo, închide și tu fereastra, te rog, că cam trage curentul, nu știu. Mulțumit! Bună! Mărlane, dă-mi drumul acasă, că răcesc! Las că te încălzesc eu! Mărlane, nu-ți forța norocul! Nu, dragă, ce ți închipui? Te încălzesc cu soluție de-asta de încălzit. E soluție de încălzit de la țară, soluție de prună, de piersi. Ai nebunit? Dacă află mătușica? Păi ea mi-a dat-o deșteaptă, Toma, ca să nu recești. He, așa, da? Ia,
Așa. Faci cât bei. Dar ce credeai, mârleane, sunt fată de la țară. Hai, bagă mare cât mai apuci. Păi, nu. Mârleane, ești bărbat sau fată mare? Hai. Ce crezi că eu? Cum beau eu? Hai. Până la fund, hai. Și o gură mie, o gură. Da, de ce nu scoateți reșou șeful dacă tot l-ați adus? Solomoane, vrei să ni-l ia zbiru? Să se încălzească numai el ca un țăran ce e? Lasă-l să plece și după aia. V-ați lovit șeful? Ați căzut pe gheață? Atenție la mine! Am primit o informațiune ultra secretă. Cum că în această seară vine glaciațiunea, apocalipsa, o să murim. Șeful, nu vreau să mor. Mama, Matescule, eu am mâna înghețată, mă. Și eu, șeful. Solomane, pocnește-te singur, e ordin. Ok, mor în liniște. Să revenim la problema noastră. Am primit o informațiune ultra secretă că se pune la cale un jap mare, mare de tot. Unde șeful? Matescule, dacă știam, eram Mafalda, mă. Dar cine-i Mafalda asta, șeful? Că am căutat-o și pe Google și n-am găsit nimic. E târziu, Solomone, și n-am timp de explicații, mă. Reformulez. Dacă știam, eram David Copperfield. Se pare că arăta David Copperfield Solomone? Nu prea, că iubițica dumneavoastră nu prea seamănă cu Claudia Fischier. Seamănă mai mult cu Tyra Banks. Mersi, mă. Cine e aia, mă? E o fotomodelă de-aia, de pozează prin magazine de-alea cu femei goale. Ești praf, Matescule, ești bâtă, nimeni nu știi. Bă, amețitule, că de-aia am ajuns eu un dita mai subcomisar și tu ești un perlit de comisar. Căci că fiindcă am informațiune. Da. Și bine că eu nu sunt un pervers de la care se uite în reviste cu fotomodele dezbrăcate. Ce aud! Dar ce cata, mă! În dosarul tău cu cazuri rezolvate, târna asta de putori despuiate, aud! Da, șefu, că pastea l-am luat să facem un foc aici să ne mai încălzim și noi, că înghețăm naibii. Și pline de... Am mâncat și eu, șeful, și mi-a picat pe ele. Mi-a picat pe ele, mucu. Așadar, să revenim. Nu știm locul spargerii, da, știm cine pune la cale jaful. Este vorba de clanul sedentarilor. Așadar, îi urmărim până îi prindem în fraglant. Ei, adică mergeți și dumneavoastră cu noi? Păi ce credeai, Matiescule, că ăsta las numai pe tine să te coperi de lauri? Nu, șeful, nu, dar de ce să ieșiți pe gerul ăsta când pot să mă duc eu, că eu sunt mai capitonat așa și nu mi-e frig și îl iau și pe Solomon cu mine, nu mă duc singur. Las că merg și eu, că ce mi-e că dărdâi acelea la birou, ce mi-e că dărdâi în dispozitiv. Dar de ce să dărdâiți, șeful? Nu mai bine stați aici, în birou la dumneavoastră, cu o revistuță în mână, la căldurică? Imediat eu... Ce căldurică? Dacă ți-e minte, el la palincă te găsește de... Ia uitați cum se gândesc subalternii la dumneavoastră. Așa! Bagă-l în priză și pune-l pe birou acolo. Mă încălzesc. Gata, șeful. Hai, mișcare în dispozitiv, dar să nu dea el cu coarne. Să începeți descinderea fără mine, că vă găsește dracii! Hai, fuga! Hai, Solomone, pasă alergător să ne încălzim! Hai! Iubi, dacă nu o facem în seara asta, s-ar putea să nu mai avem când! Hai, lasă-mă! Te pomenești că vine sfârșitul lumii, nu? Exact! Tu de ce crezi că se întâmplă afară ce se întâmplă? Vine sfârșitul, Betty! Glaciațiunea! Sunt toate semnele biblice! Chiar și Vaticanul a recunoscut adineauri, dar neoficial.
2012 e azi. Peti, tu vrei să mor virgină? Pupăză, tu chiar mă crezi proastă. Păi minciuni de-astea. Dar nu e minciună. Serios? Păi atunci înseamnă că o să spui asta și în direct. Că n-ai pierde tu ocazia să anunți în premieră și în exclusivitate că vine sfârșitul lumii. Hai că dacă văd, te cred. Și intrăm în 3, 2, 1, ești. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sau mă rog, e cam mult spus bună, ținând cont de anunțul pe care urmează să-l fac. Fraților, speram să n-apuc clipa asta, dar iată... Hai să nu-mi zici că l-ai crezut pe Pupăză și vrei să murim fericiți. Nu, dragă, vreau să-i sărbătorim, că l-am convins pe ăla de la fisc să-mi anuleze amenda. Te-am zis că n-am nevoie de tine. Păi dacă nu ai nevoie de mine... Stai aici, tu poate răcăbași frigul. Eu mă referam la... Și tu, tot așa l-ai convins? Nu, deșteptule, așa l-ai fi convins tu. El ala cu binișorul. Uite, mâine vine să-mi aducă procesul verbal la cabinet. Nu e așa că sunt descurcăreață? Da, te iubesc eu pe tine. Stai, mă, că vor șampania. Băi, ești nebună înghețat. Dar tu n-ai pide șampanie, iubi. Stai, că sună telefonul, stai. Alo, da, de zi. Ce, mă? Da, vin imediat, vin. Ce s-a întâmplat, iubi? Auzi, nu, ce, că e coadă de sinucigaș la cabinet. Din cauza emisiunii lui Pupăză. Am plecat. Pupăză, idiotă! Poftim? Nu cu tine vorbeam, iubi. Mi-am uitat mânușile. Și eu... Nu ții și bețele de schi? Sper să nu fie nevoie să-i bat! Ce dracu mai vor, mă, frate? Ce i-a apucat? Vor să dați drumul la căldură, șeful, asta vor. De acum? Au nebunit? Păi când or vedea facturile, poștea o să facă direct revoluție. Dar nici nu dai tu drumul. Să meargă la Radet, dragă, de ce au venit aici? Că e mai aproape, Radetul e la mama naibii și degerau până acolo, doamnă. Da, cheamă, dragă, jandarmii. Și pe tot ai țăcănit? Vrei să mă credă ăștia tiran? Și la viitorile alegeri să nu mai voteze nici dracu? Păi ce eu sunt tâmpit? Am dormit ca prostul cu telefonul la cap și m-am iradiat degeaba? Dar de ce nu le-ai explicat situația șeful? Spuneți-le să se ducă acasă, că o oră în plus sau în minus de căldură nu mai contează. Oricum vine sfârșitul. Se termină cu gerul? Au anunțat? Nu, doamnă! Cu lumea! Vine apocalipsa! A anunțat și Pupăză pe post. Nu v-ați uitat? Fă-te tu-ți bai joc de mine! Nu, doamnă, nu... Ia-i și afară, om, prostnicu! Dar nu bai joc, doamnă! Dau doi! Nu bai joc! Ieși! Și zile, dragă, lor să se liniștească, să nu mai asculte zvonurile astea idiote! Adică vrei să deschid geamul? Nu, ai nebunit! Betty! Doamnă, nu mă mai îmbrânciți, că eu v-am zis ce a zis Pupăză. Dacă minte, el mi-i și eu. Dar și crăp când îl văd. Auzi, Betty, adu stația din sala de consiliu și scoate repede o boxă pe geam. Hai! Pe geam? Nu, doamnă, o să îngheț. Cine mă încălzește după aia? Lăsa, dragă, că te încălzesc eu. Ok, mă încălzesc singură. Nu mai e. Mai e o leac, nu mai e. Lasă și mie. Da. Nu mai acum chiar. Da. Ai văzut că te-a întorpilat în pită? Mersi, doamne! Acum poate să vie și sfârșitul lumii, că... Adică nu încă, doamne! Păi, mai am o tremură. Ha ha ha!
Lăsați-le naibii tântălăilor că nu e nimeni. Ce dracu ați făcut până acum? Că am înghițat și eu numai sistemele de securitate. Hai! Unde? Înăuntru tântălăilor. De ce dracu am venit? Hai că mă o să pregătesc mașina, grăbiți-vă. Solomone, hai să intrăm, mă, să-i plicăm pe aia în flagrant. Hai, mă, ce te-ai muiat așa? Hai, ești pregătit, mă? Hai! Hai! Intrăm, fii atent! Pa! Alo, mami, ai terminat? Dar lasă-l naibii să se sinucidă, că poate chiar e sfârșitul lumii și el nu pierde nimic. Pe când noi, da. Dar mai repede că dorm. Da, știi că frigul bagă în hibernare, da, mami? Păi 10. Ia auziți aici variantă de apocalipsă. Moș Crăciun n-a mai venit, a rămas înțepenit. Sania i-a ruginit și renii au înlemnit. Aha. Gata, Betty, fugi! Kelly! Pleacă de acolo! Termină că ne linșează lumea de drumul la microfon! Dă-te la o parte! Buzele tale! Să fă dacă el! 2-10! 2 și un sfert! Dragi concetățeni! Vă promit că în câteva ore o să aveți căldură! Nu! Dați-i drum acum, că murim de frig! Murim de frig! Păi și atunci de ce stați, mă, pe străzi? Mergeți la casele voastre, că poate e mai cald. Și dacă nu e, până vine căldura, puneți ceva pe voi, mă! Hai acasă! Hai cu mine! Tu ai nebunit, vorbești ca Ceaușeasca! Vrei să ajungem la Târgoviște? Fantame, nu fi paranoică, am fost doar realistă! Ceaușiști! Putem noi cu voi de pământ, nenorociților, ceaușiștilor! Ieșiți voi de acolo, mă! Ajungem noi, lăsați, ieșiți voi de acolo! O să vedeți voi! Sunt paranoică? Uite-te și duce afară! Acum chiar trebuie să ne încălzim reciproc, că oricum noi putem să ieșim de aici! Sofico, vine sfârșitul! Păi bine, mă, Panorama, mic, eu înțeleg că vrei să mor fericită, dar tocmai cu măgarul ăsta ți-ai găsit! Porcule, dar cum te profuie, nemernicule? Profes de apocalipsă, mă, măgarul decât îl lăsă! Sofico, iartă-mă, Sofico, promis să nu mai adorm! Cuculețul meu! Dar chiar așa, eu de ce n-aș muri fericită? Continu, mă, mă, la Nicoanschie, mă, că așa de tare îmi place. Băieți, sunteți aici? Te calci și vine aici. Șeful, mi se pare mie sau suntem singuri? Idiotule! Am fost trași pe sfoară! E blocată! Să știți că noi nu suntem hoți! Suntem niște polițiști cinstiți! Uitați aici! Am venit aici ca să protestăm împotriva scăderii salariilor, lucru care ne face să devenim chiar infractori. Am vrut doar să tragem un semnal de alarmă. Și ați reușit? Idiotule! Dar de ce, da, șeful? Pentru că mi s-a dezghețat mâna. Da, da. Telefonul. Alo? Nu, iar? Ce-i, mami, alții nu cigaș? Nu, tot ăla! În ritmul ăsta o să devin și eu sinucigaș. Sau criminal.
Țara arde și baba... Mă, după, ce e baba? Nu, iubita mea, am vrut doar să subliniez cât de tensionată e situația, atâta tot. Tocmai asta mă excită, tu nu simți ce minuni face adrenalina, eu nici măcar nu mai simt frigul. Bă, i-am rănit cu pietrele. Chemați repede salvarea. Am venit. Te-ai convins că vine sfârșitul? Nu, nu m-am convins că vine sfârșitul, dar m-au convins Emma și Vandame că sexul e singura soluție ca să mă încălzesc pe vremea asta. Dar Dumnezeu sănătate! Oh, Betty! Da. Alo, alo, fără dezbrăcare, că sunt încă bognă! Ok, ok, doar strictul necesar. Strictul necesar, da. Mă scuzați, domniță, dar trânsul este arestat. Da, de ce? Pentru panicarea populației și instigarea la suicid. Cum? Adică... Adică? Uite așa bine că s-aruncă lumea de pe blocuri și să turcet mașinile la cetățenii nevinovați din cauza prezicerilor tale cu apocalipsa și cu glaciațiunea. Și o minciună sfruntată, căci că fiindcă afară a început deja să se încălzească. Da? Da. Nu vine apocalipsa? Nici într-un deci caz. Deci mai minți, ne merg. De ce ai mințit? Ca să profiți de mine, iarăși! Stau! Stai, stai! Hai, hai, hai că te omoară asta! La tine chiar o să-mi vină sfârșitul lumii. Hai cu mine! O să ajung pe prima pagina ziarelor, nu mă mai votează nici dracu. Și asta numai din cauza ta. Dar de unde era să știu eu că adrenalina înțepenește acolo? Nu, adrenalina ne-a înțepenit deșteaptă, gerul ne-a înțepenit. Păi dacă știai, trebuia să ai grijă să nu adormim. Ce e? A venit presa, m-am dat dracu. Deschideți, salvare! Asta sunt salvarea noastră! Le spunem să ne ducă pe targă direct în mașină! Da. O să creadă că suntem degerați! Nu știe nimeni ce-i Super Palac! Da? Da. Intră! Vai, săraci de voi! Suntem salvarea! Am auzit! Trebuia să vă luați niște halate de lână! Ce s-a întâmplat? Știți... Domn primar a intrat în șoc hipotermic. Exact. Și eu a trebuit să-l încălzesc, cum am văzut pe Discovery. Da. E grav? Da. Ajutați-ne că nu se mai poate mișca. Sper că aveți căldură în salvare, nu? Care salvare? Credeți că a pornit? Păi și cu ce ne duceți? Pe jos, cu pași mici. Ai nebunit aici? Dacă de-aseară n-ai venit, am cedat și eu psihic și am venit la tratament. Da, da, dacă bate cineva la ușă, mă lași în pace, bine? Normal, dragă. Ai zis? A, dumneavoastră sunteți. Sper că acum putem rezolva problema de bine. Ce fac? Băi, băi, au, băi, e telefon. Ce-ai făcut, ești nebun? Dacă n-ai reușit să-l tratezi toată noaptea, omul era decis și sigur vrea să se arunce. Teo, e păcat să nu ajutăm un om să-și împlinească visul. Da, deșteptule! Asta nu e simțit că ajutați noapte. E inspector de la fisc. Ce mă fac eu cu amenda acum? Să sperăm că se prescrie, iubii bună, e ziul din spital, fiscul. Au. Ne-ați întins o capcană. Știați că nu-i niciun jaf, nu? Eu... De unde să știu, mă, Matiescule, de unde să știu? Că doar v-am zis că nu-s Mafalda. Sau, mă rog, David Copperfield. Dar uite, bă, ca să nu fii strigi, vă dau eu un 5% din prima mea. Ați luat prima! Normalișe, Matiescule, normalișe. Că eu doar n-am marșat la protestul vostru idiot în contra scăderii salariilor. 5% la fiecare sau împreună? Știu, vi s-a dezghețat mâna. Exact, Solomone. Dator o expresie, a vrut să subliniez cât de tensionată e situația. Ajută-mă, asta mă excită. Hai,
O dăm repede acum. Hai. Știu eu că adrenalina înțepenește acolo. Nu, adrenalina înțepenește...